Reacțiile nu au întârziat să apară după decizia anunțată ieri de Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi de a reduce producția de țiței cu 2%. Experții susțin că aceasta ar fi o înțelegere cu Rusia și este un răspuns la plafonarea prețului petrolului rusesc de către Bruxelles în noul său pachet de sancțiuni aprobat. Mai mulți lideri internaționali și experți suspectează o înțelegere pe piața petrolieră dintre Kremlin și țările OPEC. Reprezentanții țărilor membre au negat aceste insinuări și susțin că acordul este necesar în primul rând pentru a putea răspunde la creșterea ratelor dobânzilor în Occident și la încetinirea economiei globale. Nu există nicio înțelegere cu Putin. O spun în calitate de ministru saudit al energiei și sunt sigur că aproape toți cei de aici sunt producători pe termen lung și vreau să spun în numele tuturor că intenționăm să ne asigurăm că avem o piață stabilă și sustenabilă care nu va inhiba investițiile și trebuie să acționăm cu bună știință. Administrația Biden a catalogat decizia drept una miopă și care nu va face decât să adâncească și mai mult criza energetică. Măsura anunțată de organizație ar putea declanșa un răspuns din partea Washingtonului. Secretarul de stat american Anthony Blinken a declarat miercuri că țara sa va munci în continuare pentru a se asigura că vor exista suficiente resurse energetice pe piață, iar prețurile nu vor spori. As you know, we have tapped into the strategic petroleum reserve. După cum știți, am intrat în rezerva noastră strategică de petrol pentru a ne asigura că energia este pe piață și, de asemenea, pentru a stabiliza prețurile. Într-adevăr, prețurile energiei au scăzut ca urmare a eforturilor depuse. Cât ține de raportul cu OPEC, ne-am prezentat punctul de vedere. Lucrăm în fiecare zi pentru furnizarea de energie de oriunde este rentabil pentru a acoperi cererea și pentru a menține prețurile scăzute. Amintim că țările membre OPEC au convenit reducerea producției de petrol cu 2 milioane de barili pe zi, în contextul în care oferta mare de pe piață generează o concurență extrem de strânsă. Imediat după anunțarea deciziei colective, prețurile la petrol la bursa din Londra au crescut ușor până la $92 per baril.